Doamna Virgin Caneagu, că în sfârșit se face ceva pentru cinstirea unui mare artist, ce a fost Alexandru Dachin, un artist al teleromanului. Sper neuitat de dumneavoastră. Din păcate, așa a fost viața dumnealui, o carieră scurtă, dar frumoasă, o voce inconfundabilă și o particularitate aparte, atât prin repertoriu, prin voce și prin ținutea dumnealui. Dumnezeu să-l odihnească acolo unde este, să aibă grijă de el. Și mi-aduc aminte că, drept răsplată pentru lucrurile frumoase pe care le-a făcut în scurta ei carieră, chiar și Ion Dolănescu i-a dedicat un cântec după moartea dumnealui. Și ne rugăm pentru ambii artiști. Doamna Virginica, o veste bună, o veste încurajatoare pentru județul Teleorman, Da. un gest lăudabil și salutar. Vreau să-i felicit, în primul rând, pentru inițiativă, pe acești organizatori. Am fost sunată și parcă niciodată nimic nu este întâmplător. Am fost sunată să fac parte din juriul acestui festival. Eu am fost una dintre prietenele cele mai bune ale acestui interpret. Am fost împreună la multe festivaluri. Ne-am plâns unul pe umărul celuilalt, așa îmi place mie să spun. Am împărțit o pâine, am mâncat o pâine împreună, în parc, prin festivaluri, cu geamantanurile după noi. Și dintr-o dată a plecat din viața noastră. Era un coleg bun, un om minunat, o voce inconfundabilă, cum ai spus și tu, și tot timpul radia numai bunătate în jurul lui. Așa, pentru cunoscători, adică între noi, poate și această bunătate l-a doborât la un moment dat, pentru că a fost un om Nu. sincer și bun. Mie îmi place să spun că asta a fost destinul. Într-adevăr, tu mergi des la medic? Nu. Da, Tu mergi, da. exact. Nu merg, nu Eu merg, nu nu, merg. nu merg, nu merg. Nu, recunosc. Pentru că hai că mă duc mâine, hai că nu știu Până nu ce. mai poți, nu te duci, că Exact. asta e firea omului. Probabil că și el a neglijat un pic, poate că organismul i-a dat semne și a neglijat un pic, pentru că noi artiștii, doar tu știi, avem viață de noapte, muncim foarte mult noaptea, ziua poate nu avem timp să ne odihnim suficient. Și lucrurile acestea în timp, Dăunează la un moment dat, că sigur se că strânge da. oboseală cu oboseală, cu nesomn, Da. iată că își pune Undeva va avea Și loc festivalul, doamna Virginica? la Roșiori de Vede. La Roșiori de Vede, pentru că el acolo a trăit, acolo a închis ochii și acolo are și mormântul în cimitirul din Roșiori de Vede și acolo va fi prima ediție a festivalului Alexandru Dachin. Foarte frumos, mă bucur. Sper să vină foarte mulți tineri Și eu să-l reprezinte cu cinste, mă rog, ca zonă pe el și mi-aș tot ce dori a din făcut. inimă Și poate că, nu știu acum care este regulamentul concursului pe care, sau fiind prima ediție, nu știu cum se va desfășura, dar bine ar fi la o ediție din astea care este chiar in memoriam a unui artist să se cânte un cântec din Din repertoriul repertoriul lui. lui, da. Cred că așa va fi, cred că așa va fi. N-am văzut Eu, după mine, desfășurătorul așa-și și nu face, m-am. știi? Va fi pe 21 mai. Eu am fost doar sunată dacă sunt de acord să fac parte din juriu și am fost într-adevăr de acord să fiu pentru că m-am dus cu toată inima și cu tot sufletul meu pentru că mă leagă foarte multe amintiri de acest Și interpret. pe mine. Și mă bucur că în sfârșit S-au gândit s-au oficialitățile orice și la inițiativă, cei da. care au fost și Da, iată, au da. lăsat Pentru chiar că sunt lucruri foarte mulți frumoase. tineri care încă îi cântă melodiile Repertoriu, da. cântecele, repertoriul și mă bucură lucrul acesta. Orice inițiativă de acest gen trebuie salutată și apreciată, mai ales că sunt foarte mulți oameni români de bine care fac lucruri frumoase și în afara țării pentru frații Comunitate de, noștri și da. pentru comunitatea noastră plecată în diaspora. Știu că dumneavoastră colaborați foarte mult cu anumite turnee, anumite ansambluri și de curând veți merge la Bruxelles. Nu Da. în Parlamentul European, în orașul Dar să Bruxelles, știi că atât. de fiecare dată am fost și în Parlamentul European, pentru că
am vrut și noi să vedem ce se întâmplă acolo, de unde se discută, de la ce tribună și cam cum se pun problemele. Și ne-am cam convins. Este a cincea oră când voi fi prezentă la Bruxelles, pe data de 29, este Festivalul Românilor de la Bruxelles, din Belgia. Vor fi foarte mulți români, indiferent că sunt moldoveni sau român-român, plecați de mulți ani din țară și, dacă stau bine și mă gândesc, spuneau cei de acolo că după comunitatea marocană, cei mai mulți sunt români acolo. Dacă te duci în magazin și te aude vorbi românește, cu siguranță unul dintre ei știe să trebuie vorbească să cu tine românește. În limba română. Da. Nu spun cine la recepții, jos, în hotel, cum am fost la hotel, era o fată din Dâmbovița, recepționera. Altă dată, când ne-am dus în duty free la, în aeroport, la fel, fete care lucrau acolo, știi? Ei, acolo vor fi prezenți, va fi prezent grupul folcloric de la Român pentru Români, o asociație fără profit, culturală, profit, da, culturală, da, și găsim o înțelegere și o bucurie de a ne întâlni cu Liviu Hopărtean și cu Carmen Hopărtean, cei care dețin Casa de Cultură Artis și Radio Artis din Bruxelles. Ei au făcut pentru comunitatea de români o casă de cultură. Acolo vin copiii celor care sunt plecați. Sunt copii care s-au născut în Belgia. Îi învață să scrie, îi învață să citească, îi învață un instrument muzical, îi învață o limbă străină, îi învață să picteze, să deseneze și în mod special dansurile noastre populare. Dar și muzică ușoară, dansuri de societate, să știi că au o activitate foarte, 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 foarte bogată. Puțin mai sunt. Aici în țară mai puțin am auzit că uite ce activitate deosebită este pe lângă o casă de cultură sau într-o localitate. Îți spun, au ansamblu care se numește Zamfira, un ansamblu de cântece și dansuri. Sunt moldoveni ardele de toate națiile, toți cei care sunt plecați acolo, familii. Deci nu sunt, nu-i oricum, familii care vin și dansează și au făcut costume populare, au venit instructori din țară și au învățat dansuri din toate zonele mari etnofolclorice. Iată că se poate dacă se vrea. Corect, așa este și în Spania și oriunde au ajuns românii noștri, au purtat cu ei ia românească, o poartă cu mândrie. Și nu le e rușine să o poarte. Și nu le este rușine. Da. Și nu spun, Alex, la toate sărbătorile, ei le trăiesc intens. Merg în costume populare, exact cum a spus Mariana, povestesc, joacă, cântă, retrăiesc momentele de acasă, ducându-le cu ei. Și da, mai ales că ei au plecat peste hotare pentru o pâine mai bună și fac eforturi deosebite pentru a aduce și artiști acolo, așa cum este și cazul noastră, chiar și cazul Elenei. Luna viitoare are un frumos eveniment în Germania, deci oamenii fac eforturi. Apropo de festivaluri, Elena, nu pot să trec peste acest aspect și eu consider că pentru tineri cea mai bună rampă de lansare este rodarea prin festivaluri, cum spunea și dumneavoastră, cu troller, cu tot. Dar contează și oamenii ce sunt alături de noi, oameni pe care Dumnezeu îi trimite. Trebuie să o salutăm pe doamna Mioara Voicu, pentru că o salutăm cu toții. Începuturile tale strict de dumneai sunt legate. Ai colaborat mult și la Morărița și la ansamblul de dansuri Flor de Nut pe care dumneai îl patronează și trebuie să facem vorbire despre fiecare om important în cariera unui artist. Da, pentru mine la Hanu Morăriței doamna Mioara Voicu a fost cumva o rampă de lansare. Chiar lansarea, acolo a fost lansarea, da? Acolo a fost. Și bineînțeles că te-am avut alături și atunci te-am cunoscut. Țin minte că aveai melodii și când cântai o melodie moldovenească, Elena, unde ești? Am și videoclipuri, mă uit cu drag la ele. Să vin și îmi dădea curaj faptul că... La prima ta emisiune... Că eram bine primită de cei din jur. La prima emisiune alături de mine ai debutat și mă bucur pentru așa acest este lucru. La estrada. Doamna Virginica, aș vrea să vă întreb la noi în zonă, cum stăm cu tinerii? Talentați? Mulți? Puțini? Da, avem. Chiar aseară am avut două fetițe și avem tineri, da. Avem tineri care i-aș ruga să fie atenți cu ei și ce repertoriu își aleg, exact asta vorbeam, și costumele. Pentru că
facem un efort, să avem să facem un efort, mai ales atunci când mergem în fața în da, și în juriu când suntem, eu îi anunț. Prezența pe ecran. Exact. Prezența pe ecran, am spus acum, atunci când apare în fața publicului, omul să te recunoască după costum. Ăsta e un costum de Olt, ăsta e de Telorman, ăsta e un costum de Argeș, dar noi Telormanul venim dintr-o zonă de interferență a celor trei județe. Exact. Telorman, Olt, Argeș. Eu vin din partea de nord a județului. La mine în sat vin cumva aproape de Polina Gheorghe. Aia ca de și la Argeș, exact. De la ea este Argeș Telorman, sigur că da. Și avem în comun multe costume, dar la mine în sat și la Polina s-au purtat mai mult fota aia ca la Argeș. E un sat, nu mai e fel de fote vâlnic, da? Fote din asta de Argeș, din astea am în sat. Dar trăind în Alexandria, mai în sud, mai în centru județului, atunci am primit pe la... am început să-mi culeg ca și interpret, am început să-mi culeg costume, să investesc, că am investit foarte mult, poate nici n-am investit în hainele mele de stradă, cât da. Am investit în costumele populare și numai autentice. E foarte important, pentru că în primul rând le salvăm. Da. Să nu uităm. După așa zisa revoluție, foarte multă lume a aruncat. Au vechiturile astea la cine trebuie. Lăzile de zestre în care erau, care erau pline, doldura, de tot felul de obiecte de, da. Din portul popular. Eu chiar am cules. O ie din apă. Din... Așa. Am găsit-o deci, când mergeam la maica mea. O am găsit în grajd. Nu, eu, da. Cred. Luase o cămașă din asta țărănească și știi ce făcea cu ea? Ștergea țâțele la vaci. Că spăla vaca pentru mulți și când am văzut-o, am început să plâng, băi, dar e muncă, nu te gândești că sunt bunica. E o fătă și o să vin odată și o să vă arăt. La o nuntă, la un eveniment, am găsit-o pusă pe pragul casei. În loc de preș. Da. Și eu atunci mi-e duceam și lipsă de... nu aveam suficiente costume. Imediat i-am spus, zic, îți cumpăr ce vrei, dar mi-o dai mie. Zice, hai că-ți dau și perechea. Și de așa te-ai făcut cu un rând de zăvelci. Sau da, boșcele, da, zăvelci. Cum se zice. Așa. Da, da, e foarte important să știi și să alegi din mult ce e valoros. Trecem în revistă foarte multe subiecte interesante legate de tradiția noastră, dar trebuie să... Să și cântăm, nu? Cântăm, să-i bucurăm pe cei de acasă. Fetior doar ce când e pamă, la 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 la, nevestelor îndruca, măi la 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 la. Fetior doar ce când e pamă, la 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 la, nevestelor îndruca, măi la 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 la. La 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 la, babelor pune puiorul, a la 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 la, dă păfus părâșchitorul. Și le-o împărți pe păpuși, la 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 la, și le aruncă după uși, la 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 la. Și le-o împărți pe păpuși, la 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 la, și le aruncă după uși, la 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 la. A la 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 la, șor te machiș birăoașu, a la 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 la, și plătească de-al dămașu.
o teamă la joc feciorul, la 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 la. Fata ciogăta fuiorul, la 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 la. O teamă la joc feciorul, la 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 la. Foioare. Și-or da drumul danțului, la 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 la. Întinda birăului, la 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 la. Și-or da drumul danțului, la 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 la. Întinda birăului, la 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 la. Și fata treabă jucată, a, la 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 la. Până înțeală și pe picior, a, la 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 la. Așa-i jocul câmbihor. Piteș la slatina, Lenuțoleano. Din Piteș la slatina, drumul lung și calei grea, Lenuțo. Drumul lung cu bolovani și între noi sunt mulți dușmani, Lenuțo. Vino mândrulițo, puișor, vino mândrulițo, că-mi e dor. Vino mândrulițo, puiule, nu mi-am râs zilele. Vino mândrulițo, puișor, vino mândrulițo, că-mi e dor. Vino mândrulițo, puiule, nu mi-am râs zilele. Ram tiri 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 ram tiri
dușmani știi cum sunt, mândruțoleano. Că dușmani știi cum sunt, fac tot răul pe pământ, mândruțo. Vorbele au zburat ca norul și noi am rămas cu dorul mândro. Răsărit-au mândro stelele și-ai uitat de tot dragostile. Răsărit-au mândro și luna și-am uitat de dumneata. Răsărit-au mândro stelele și-ai uitat de tot dragostile. Răsărit-au mândro și luna și-am uitat de dumneata. Ce-am făcut o lume dragă? Rău îmi pare ce-am făcut, n-am ce face ca trecut o lume. Ce ți-e dat ca să pățești, pățești chiar de te ferești o lume. Vino mândruliță puișor, vino mândruliță că-mi e dor. Vino mândruliță, puiule, nu-mi amăr zilele. Vino mândruliță, puișor, vino mândruliță, că-mi e dor. Vino mândruliță, puiule, nu-mi amăr zilele. Ram tererere, ram tererere, să te întreb cum o mai duci. Îndelunga să-ți privesc chipul tău dumnezeiesc. Să-ți ascult vorba domoală chemuită nata poală, așa cum făceam măicuță când eram o copiliță. Ți-ascultam cu drag povața, nu știam ce grea e viața. Au trecut câțiva ani buni de când trăiesc prin străini. Zilele au trecut de-a valma și ce dor mi-a fost de mama. Am lăsat-o tinerică, o găsi o bătrânică. Greutățile și timpul îi îmbătrâniră chipul și ne-am strâns tăcut în brață, parcă trecuse o viață. Ea tare la piept mă strânge, nu cumva s-o văd cum plânge. Mă pofti măicuța-n cas cu multă blindețe în glas și-mi făcusem să iau loc lângă la viță la foc. Spune-mi ce mai faci, măicuță, o duc tare greu, fetiță. Prin lume v-ați rătăcit și pe-acas n-ați mai venit. Voi v-ați făcut maică rostul și-a murit de dorul vostru. Ați plecat maică departe și dorul de voi mă arde. Voi v-ați făcut maică rostul și-a murit de dorul vostru. Ați plecat maică departe și dorul de voi mă arde. O piesă ce
V-a adus mare succes în rândul, da, în fața publicului nostru și o piesă la care știu că țineți foarte mult. Așa este, Alex. Astăzi am ales un buchet de melodii pe care publicul îl îndrăgește tare mult. Mi-a fost cerut, mai cântă-ne și nouă Bătrânețe, Bătrânețe, Maică, mă întorc chiar la tine. Toate melodiile care le-am pus în această zi, mai ales acum de dimineață, am ales prin sondaj ce mi-a fost cerut mai des. Mă bucură, mi-mi bucură sufletul când merg la evenimentele private și oamenii vin către mine și îmi cer melodiile. Piesa personală, exact. Da, exact. Da, da. Înseamnă că n-am muncit degeaba. Exact. O spunea mai devreme, vezi cum te recunoaște lumea? Da. După cântec, după cum ești îmbrăcat, după atitudinea, da, ta, după voce, așa după este, texte care sunt foarte importante, da, ca dovadă că Virginica a adus niște cântece cu niște texte extraordinar de frumoase. Nu comerciale, de suflet, bine făcute și elegant interpretate. Vă dormim de cântece, Elena, știu că tu vreau să ne vorbești puțin despre... Nu puțin, vreau să ne vorbești pe larg despre proiectele pe care le ai în desfășurare, pe care le ai în plan pentru viitorul apropiat, pentru că știu că te ocupi foarte mult acum, recuperezi mult și sper să recuperezi frumos. Te rog. Alex, dacă ți-aș arăta ce teanc de caiete și atâta scriu și tai și completez și ciorne și iar nu-mi place și iar mă inspir într-adevăr că cuvintele românești sunt aceleași. Peste tot, depinde cum le pui în context. Dar pe mine mă reprezintă zona Moldovei. Chiar dacă acum a cântat o melodie un pic mai tristă, dar trebuie să mai cântăm și din astea. În general, eu cânt doar bătute și sârbe, pentru că acolo sunt eu. La restaurante, la evenimente unde merg, acolo cântăm orice. Dar când cânt o melodie moldovenească, sunt eu. Simt că, sau la bătute sârbe, sunt eu. Pentru că asta mă reprezintă, e și dialectul care mă ajută foarte mult. Tu ți-ai găsit în Moldova? Sunt din Botoșan, dar din eu Botoșan, am, din Rodoțare, sigur. Eu am crescut în București. Cotează, dar de unde te trage? Asta vrem să știu. În casă și copilăria mea și... E foarte important să, da, folosești cuvinte din graiul vostru, că, da, sunt foarte multe, da, cuvinte, regionalisme, da, sigur, acaisme chiar. Dar îmi și place foarte tare, adică nu mi-e rușine să vorbesc moldovenesc. Nu să-ți fie rușine, doar în primul rând că este graiul nostru românesc și ne identificăm prin asta. Am locuit după... Ea și-a găsit foarte bine locul în lumea restaurantelor bucureștene, în lumea, dar duce cântecul popular curat la fiecare eveniment. Te felicit! Mulțumesc foarte mult! Încerc și eu să mai prind din jur. În primul rând, ce faci pentru sufletul tău și, exact, așa cum și doamna Mariana Tănescu spune de fiecare dată în emisiune pe care le patronează, foarte frumos la Radio Antena Satelor, e loc pentru fiecare, publicul își alege, publicul decide și publicul ridică sau coboară un artist, sigur, după preferința, da, lui. Acum, dacă stai bine și te gândești, sigur, uite, am cântat la Sala Palatului sau, eu nu știu, la Sala Radio, da? Sunt foarte mulți ascultători, unii sunt din zona ta și te apreciază mai mult, alții doresc pe Virginica că e din zona lor și atunci nu ai cum să, chiar dacă placi, nu ai același succes cum îl are fiecare din zona lui. Hai să fim serioși. Deci asta nu trebuie să te întristeze, din contră, faptul că ai venit în mijlocul lor, faptul că ți-ai făcut cunoscut repertoriu, faptul că te-ai prezentat, da, e foarte important. Nimeni nu se va bucura de un succes așa, de moment, de dragul a toată lumea îl iubește. Nu! Vei avea o anumită segment, categorie, da, un anumit, da, segment, da, de ascultători sau telespectatori care te vor aprecia pentru ceea ce faci, oameni de cultură care într-adevăr înțeleg sub altă formă ceea ce faci. Uite, un costum frumos, o ținută scenică deosebită, un text deosebit, o melodie. Să-ți mai spun o chestie, nu știu de ce am așa o... Acum am trec foarte multe prin memorie. Am învățat să ne îmbârligăm în melodii, adică să facem niște un amalgam din ăsta din 3, 4, 5, cum se zice, părți la o piesă cu ambitus foarte larg, adică să cobor foarte jos, să urci foarte sus, dar un cântec, dacă vrei să fie cunoscut de toată lumea, fă-l simplu și șlăgăros. Da, nu trebuie să ne învârtim și să punem tot felul de ritornele, de forme, nu știu de care, de... Nu, frate, cântă... Uite, toate cântecele adevărate, da, sunt simple.
Trandafir de la Moldova. Da. Da. Zi, hai că uite, acum sunt o grămadă de piese pe care le cântă toată lumea. Mi-e dor de muzica de altă dată, de simplitatea, de altă dată. Chiar aseară ascultam câteva melodii din repertoriul lui Constantin Măgureanu. Extraordinare. Am spus, domne, nu, parcă nu dăm înainte, nu știu. Într-adevăr, trăim alte vremuri, ne-am modernizat, dar prea mult stilizat, prea mult comercial. Constantin Enceanu. Constantin Măgureanu. Măgureanu aseară a cântat câteva din estematele lui melodii. Nu pot să fie toate perfecte. Dar, dar între ele exact, trebuie să avem repertoriu ceva care să țintească direct. Sigur că da, Constantin Măgureanu face parte din artiștii care au rămas așa cum s-au și lansat. Stilul curat, cântecul curat. Și frumos, și frumos, și frumos cu esență. Știe. Cu esență. Prezența lui scenică, repertoriul lui, interpretarea frumoasă, toată lumea îl recunoaște. Deci nu ai nevoie de artificii. Doamnelor, trebuie să recunoaștem faptul că a intervenit în această lume a muzicii populare românești și Chiciul, fără să vrem, a intervenit și Rabatul, a intervenit este și... Este o graniță așa de mică între ele încât... Da. Pentru că, din păcate, existența televiziunilor și ca să se susțină cumva. Au nevoie de astfel bani. De lucruri, da. Au da, totul se învârte în jurul financiarului. Sigur că, da. Și... Păcat. Tu poți să faci ceva fără bani? Nu, nu poți să scoți o piesă nouă fără bani? Da, no. Poate mulți... Îți cântă cineva pe gratis? Nu. No. Ai văzut? Deci totul se învârte... Noi pe gratis mai mergem, da. Noi mergem, mai mergem, da. Da. Dar totul se învârte în jurul banilor. Acestor... Despre asta este vorba. Poate că sunt voci bune, dar nu și-au permis orchestră. Și au imprimat decât de asta. Aici se pierd lucrurile. Da. Da, dar aici nu este nu numai vina soliștilor, pentru că apelează la aceste mici studiouri. Artificii, da. Să spunem, studiouri, da, pentru că au început să se rărească și specialiștii și orchestrele, ansambluri. Spuneți-mi în București, cel puțin în București, vă aduc trei tineri genialuizi. Dacă dumneavoastră îi puteți duce undeva să repete cu o orchestră fără bani. O, dar nici noi. Doar la concerte, înainte de concert. Cu o zi se face o repetiție. E o sărbătoare. Când... O repetiție, după care se mai trage încă o dată acolo înainte de începutul evenimentului și astea sunt toate repetițiile. Acum ți se cere partitura, ți-o cântă corect, că asta este, dacă e o formație bună, cântă corect și bine. Dar nu se mai făceau cum erau înainte ansambluri, cu ansamblu de cântece și dansuri în care erau formații, erau soliștii ansamblului, cum am fost eu. Am fost la Lioara Bihorului, am fost la Nutașii Bihorului, am fost la Bihorul, am fost la Filarmonica de Stat din Oradea, la Orchestra Populară Crișana. Păi dacă stau să le înșir, păi în afară de Orchestra Crișana, acolo, nu cred că mai e la nu mai este, s-a desființat ca și Doina Argeșul, am înțeles că și Doina Argeșul a pus punct. A fost o lovitură sfletească pentru mine când am aflat de curând această treabă. Nu e posibil ca un ansamblu cu o tradiție de aproape 100 de ani și a colindat tot pământul, nu numai România, tot pământul și a... Bine, au fost oameni într-o anumită perioadă care au știut să vândă folclor și să-l pună în valoare în toată lumea. Nu e posibil să desfințeze un ansamblu da, din Argeșului. Pentru că atâta timp sau atâta... atât cât la conducerea unor astfel de instituții nu sunt oameni care să fie omul potrivit la locul potrivit. Îl punem politic, îl punem că e neam, că e vecin, că e prieten, că ce-o fi și nu-i interesează. Puiule, ca să poți face, să duci un ansamblu, trebuie să te ocupi foarte mult. Să ai o pepinieră. Exact. Pe calea asta o felicit pe Niculina Stoican, colega noastră care este la Maria Tănase și drămuiește așa cum trebuie acest ansamblu. Sunt câteva ansambluri de referință Doina Gorjului din țară, da, Maria Tănase, au fost oameni care Maramureș, au trăit Maramureșul, pentru Suceava, Sibiu și așa mai departe. Și așa mai departe. Da. Avem, într-adevăr, mai sunt. Pentru că acolo au fost specialiști. Au știut ce trebuie iubit, și ce are de făcut. Exact, da. Unui astfel de... Nu trebuie să rămâie, domne, avem un grup și rămânem doar cu grupul sau cu decât cu dansatorii. Uite, nu, vremuri, trebuie să ne dezvoltăm. Da, așa este. Pe vremuri erau formația care avea peste 30-40 de instrumentiști, adică orchestra. Acum când zici orchestră și vezi 5 și așa...
Nu mai, nici da. Măcar taraf nu mai continuăm, exact. Continuăm acest subiect pentru că este așteptat și de cei de acasă. Trebuie să știe ce se mai întâmplă și prin țara noastră, dar până atunci trebuie să știe că urmează cântece extraordinare aici la EMI-TV. Am văzut prima dată, mi-ai cerut gură la poartă, măi, bă!
Dragostea noastră de-o vară s-a risipit ca un fum. Și ce-a fost frumos odată am lăsat mândruțul în drum. Dragostea noastră de-o vară s-a risipit ca un fum. Și ce-a fost frumos odată am lăsat mândruțul în drum. Alău, alău, firea ceasul blestemat. Alău, alău, am iubit de prima dată. Alău, alău, firar ceasul blestemat. Alău, alău, am iubit de prima dată. Atunci seară de seară visez ochii tăi căprui. Ce mi dădeai mândră mie, acum îi dai nu știu cui. Și de atunci seară de seară visez ochii tăi căprui. Ce mi dădeai mândră mie, acum îi dai nu știu cui. Alău, alău, firar ceasul blestemat. Alău, alău, c-am iubit de prima dată. Alău, alău, firar ceasul blestemat. Alău, alău, c-am iubit de prima dată. Nu știu cine-o fi de vină, că noi doi ne-am despărțit. Ori lumea că ne-a vorbit, sau poate noi am greșit. Nu știu cine-o fi de vină, că noi doi ne-am despărțit. Ori lumea că ne-a vorbit, sau poate noi am greșit. Alău, alău, firar ceasul blestemat. Alău, alău, c-am iubit de prima dată. Alău, ceasul blestemat. Alău, alău, când după vorbe ne-am luat. Mulțumesc, nu acum, nu acum, doamna Virginica, nu vă grăbiți, nu vă grăbiți. Stimați prietenii, vă mulțumesc pentru atenția acordată și în această dimineață. Am ajuns la finalul emisiunii. Aș vrea să vă dau cuvântul fiecare dintre domnile voastre pentru a-i saluta pe cei de acasă. În primul rând, le mulțumim că de fiecare dată aleg EMITV pentru că este altceva și aleg matinal cu voie bună alături de Alexandru Pătrașu. Să rămâi, le mulțumesc din suflet. Doamna Mariana, vă rog. Salutăm toți telespectatorii. Mă bucur că în această dimineață am fost alături de tine, chiar dacă mi-ai făcut tu mie un program așa cu bună dimineața la ora 5, așa, dar niciodată nu-mi pare rău atunci când intrăm în casele celor care ne văd, ne ascultă și le urăm să aibă parte de multă sănătate și să auzim mai de bine. Să dea Dumnezeu. Elena Ghibea, te rog. Da, mulțumesc și eu că m-ai invitat astăzi, mi-a făcut mare plăcere. Mulțumim și telespectatorilor că au fost alături de noi și urmăriți EMITV matinal cu voie bună cu Alexandru Pătrașcu. Încă o dată mulțumesc din suflet, salutăm pe domnul priceput, domnul Ilie Clemen Floria Lili din Giurgiu, Nea Vasile Cozonac și Cristina Almăjanu, colega noastră make-up artist. Alexandru Pătrașcu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau o întâlnire duminică în București la Teatrul Elisabeta la un concert realizat de doamna Mioara Voicu, extraordinar. Încheiem cu cântec frumos, cântec telormean, Virginica Caneagu, o zi bună în continuare. Și-am zis verde m-a rotat, supărată-s pe bărbat. Ca seară mi-a întârziat, nici guriță nu mi-a dat. Pleacă mereu becu seară, mă seacă la inimioară. Umblă pe la porți străine și n-are habar de mine. Îi pun masa să mănânc
face, el se îmbracă și se duce. Când văd că se primelește, inimioara mi-o topește. Îi pun masa să mănânce, el se îmbracă și se duce. Când văd că se primelește, inimioara mi-o topește. Pleacă mereu de cu seară, mă seacă la inimioară. Eu l-aștept toată noaptea, nu știu pe unde o umbla. Mai bărbate, bărbățele, nu mai face zile grele. C-o veni și rândul meu să iubesc în locul tău. Mai bărbate, bărbățele, nu mai face zile grele. C-o veni și rândul meu să iubesc în locul tău. Acum ești în putere, iubești mândre tinerele. Dar vine bătrânețea și ți-o-i face viața grea. Ca să vezi și tu ce înseamnă să nu fii băgat în seamă. Să mă aștepți până dimineața, să-ți blestem bărbate viața.
un frate pe pământ, la nevoie te ajută și tu, dragă, te ascultă, că nimic nu e mai scump.